Sincer, cred că mi-am rămâna oameni mult, pentru că ce urmează videoclipul de astăzi este insane. Salutare tuturor și am zis la un nou videoclip. Cum ați auzit mai devreme, am făcut ceva super mega greu. Ne-am jucat cu 0% sensitivitate. E o chestie pe care sincer n-aș mai face-o niciodată. Unul la mână, dacă te obișnuiești cu sensitatea mică, când te întorci la sensitatea pe care o aveai tu inițial, o să fie extrem de greu. Și doi la mână, e dureros. Pe bune, chiar e nașpa. Înainte de ceapă clipul, vă încurajez să inundați butonul de like și neapărat abonați-vă canalului cu clopoțel ca să fiți de fiecare dată notificați când postăm cele mai fresh clipuri. Cine vrea să urmărească mai mult, neapărat follow pe Instagram. Și cine are robinet pe șobinet, bineînțeles, e cel mai șmecher copil din lume. A, și era să uit, ideea este de Petrovo, oameni buni. Aproape zilnic o să fim live Petrovo, așa că vă aștept și acolo. Eu nu mai zic nimic, vizionare plăcută. Oameni buni, acum sunt pe setările mele normale și cam așa arată mouse-ul pe mousepad, aveți acolo jos camera. Când construiesc, când mă mișc și tot așa, cam atât de mult se mișcă. Și acum vreau să mergem aici în setări, să mergem aici și să dăm totul la zero. Holy God. Doar uitați-vă cât de mult durează până fac un 360. Fiți atenți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, o să fie un kill. Dacă fac un kill, neapărat trebuie să vă abonați canalului, ok? Așa funcționează tot challenge-ul ăsta. Bă, e greu rău. Ok, oficial a început kill-ul, băieți. Nu mai am nicio scăpare de aici. Ori câștig, ori nu câștig. Eu zic o să câștig. Am două variante. Ori merg pe bătaie și mi-au bătaie din prima, ori merg să stau chill să lutez și mi-au bătaie mai târziu. Ce variantă vă sună vă mai promițător? Eu cred că o să merg și o să lutez și o să mi-au bătaie mai târziu. Eu uite-l pe ăsta, bă, tu nu trebuie să vii aici. Mai e unul. Nu cred, băi, cât suntem aici? Hai, vino să rebatem, frate. Îl văd, stai. L-am bătut, am făcut primul meu kill. Bine, asta pe loc, nu contează, dar bă, l-am bătut cu 0 sensitate, ok? Gata, am reușit să mă întorc, nu vine să cred. Și acolo se bate cineva. Aș avea șansă puțin mai mare la fight-urile de la depărtare decât de la apropiere. Uite-l. Stai așa, trebuie să... Nu! Mamă, de ce știe asta să joace? Hai, mă! Ok, e greu. Fuck! Era de așteptat că o să mor pe bune. Voi chiar v-ați așteptat să câștig? Cred că o să avem nevoie de ajutor. Na, spate, nu, nu, nu. Ia uite ce bine joacă Kenz, băiți. Ulu, Kenzule! Băga mea și de mouse. Băiți, luate 5.000 de like-uri, afla ce a zis Kenz. Vezi deasupra? Ajutor, o să vină pe mine asta. Nu pot să mișc mouse-ul la suficient de repede încât să-l bat. Hai, bate-l. E bine, mă, e bine, joacă bine, Kenz. La mine, la mine. E un scaun care... Stai, Kenz. Kenz, trebuie să mă înțelegi, te rog. Că la mine e un pic mai greu, ok? Bate-l, Robby. Stai! Kenz! Oh! Stai! Nu! Nu am cum să fac DV1, sincer. Mi-ar fi plăcut să am sensitatea asta dacă aveam 10 metri de mousepad. Așa trebuie să mă desfășor în centimetrii ăștia pe care i-am eu aici. Dar știu, nu o să mă mai plâng. Doar să încerc să îndeplinesc challenge-ul. Bă, scopul meu nu e neapărat să iau win. Scopul meu e să fac kill-uri. Și până acum am făcut... Unu. Faptul că durează 10.000 de ani să mă întorc la stânga sau la dreapta mă deranjează teribil. Priviți partea bună, măcar am landat singur în locație. A, nu sunt singur. L-am auzit pe ăla. Fiți atenți. Mamă, trebuie să mă mișc extrem de repede. Da, da, nu, da. Băiți, crezi-mă, eu chiar încerc, vreau doar să-l bat pe băiatul ăsta. Nu cred! Oh, altul. În apărarea mea, băiatul ăsta chiar gen mergea, nu era ca primul pe care l-am bătut. Poate nu vine băiatul ăsta al doilea. No, lasă-mă. Vai de viața mea, o să mă bată. Aici, și aici o să sară. Trebuie să dau predictul ăsta. Hai încă o dată, bam, bam, bam. Bine, mă, bă, nu vine să cred. Chat! Băi, voi aveți idee cât de fericit sunt în mod neironic? Hai că o să pot să trag cu sniperul dacă e. Ba, cred că aș putea să trag cu sniperul. Dar mai bine păstrez SMG-ul. Nu știu ce să mai fac, băi, credeți-mă. Ok, hai să mergem cu vaca să mai căutăm potențiale victime. Sper să nu mă transform eu victimă. Bă, dacă bat găina, întrebarea mea e, îmi dă parazitul ei? I-am spart parazitul. Bă, n-am frate, eu n-am IQ. Bă, dar efectiv n-ai cum frate să te joci cu sensitivitatea asta. Nu cred că există player pe lumea asta să se joace cu sensitivitate 1. Player în spatele meu. De ce vin spate? Unde nu pot să mă mișc? Bă, frate, zici că fac sală. Mamă! Mă dă jos. De ce faci asta? Nu! Nu pot să ridic mouse-ul, ok? Ajutor! Nu. Spate, spate! Așa, acum dreapta. Gata, chat. Și sărim pe el, repede. Haide, 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 haide. Vere, îmi pic al doilea monitor. Mamă! Ajutor! De ce fac challenge-ul ăsta, taman eu?
Bă, iar am intrat în meci. Stai că mi-am uitat telefonul pe birou. Am zis eu că landez mai safe. Vin dirty, nu o să vină nimeni. Ia uitați cine e în dreapta mea. Mamă, sunt și trei. Te rog, doar nu-mi lua tactical. O să-mi ia tactical, băieți. Mai știi ceva? Ba da, e ok că l-a luat el, că o să se bată și o să rămână puțin și o să câștig eu meciul. Cam așa funcționează. Ui, uite, nu luăm noi tactical ăla, dar luăm pe ăsta. Bă, dar nu erau mulți aici, gen. Uite-l. Crăbi, mam. S-ați nici băieți? Nu fac febră musculară încercând să mă joc Fortnite. Nu o să vă vine să credeți ce idee am. Probabil v-ați dat seama, dar eu încerc să ajung în endgame, ok? Știți că ultimul update a fost un update destul de nașpa în care s-a modificat Sludgy Swamp și aici a apărut un copac albastru. Ei bine, asta e prima dată când acest copac albastru e folositor, oameni buni. O să mergem și o să stăm camp în el până în endgame, dacă reușim să ajungem în endgame. Dacă nu, puțin mai târziu un match. Cred că până la finalul meciului mi se desprinde mâna din număr și nu fac nicio glumă acum. Da, dar cu singura chestie pe care trebuie să o fac e să urc în el. Cum o să fac asta? Habar n-am. Ba, știu, fii atent. Bam, bam. Și acum trebuie doar să sărim în el. Să spargem aia să nu se uite nimeni. Nu cred. Dacă pun click dreapta e mai greu. Ok, nu o să trag cu click dreapta, băieți, o să trag așa. Efectiv, uitați-vă doar. N-ai cum, frate. Mă, nu știu dacă e ok să stau chiar în vârful lui. Cred că e ok să stau pe partea asta aici, să mă bag în frunze așa. Gata, nu cred că o să ne omoare nimeni acum. Mai sunt 36 de playere, hai să dăm și noi repede copacul jos ca să cobor. Mă, ai cam cobor dacă e. Ui, în dreapta. Nozene, nozene. Nu acum când n-am sensitivitate. Wow, nu, nu altul. Nu, acu OZN-ul. Băieți, o să mor. Nu mai vreau. Ok, o să dau cu asta. O să mă bată, băieți. Nu. Băieți, o să mă bată, băieți. I-am dat pis control, dar nu pot să trag în el și nu-l nimerez. Lazy, zi repede, lazy. Nu, acolo sunt mulți player, n-avem voie în lazy. Ok, am 2 player, Robby. Nu mai merge acolo, Kenz. Ok, am 2 duo-uri, dar simt că pot face față, Robby. Few moments later. Bine, mă omoară viteza decât o iubire falsă. Știam eu că o să vii la mine. Bă, să mă bată mă mai mult, prea greu ce nu-i pentru mine, efectiv. Uite-l pe la în aer, dar se aude pe de altceva. Uite-l acolo, pe la. Bravo. Dă-i după el, dar vezi că dă unul și de acolo, de la, s-a dus cu liftul ăla. What? What? Bravo, mă. Ia uite, Kenzule, ce aici. Mai pentru mine, nu? Da. Bă, după ce că am efectiv o singură șansă să trag și când nimeni să se simtă. Uite player în față, vino și ajută-mă, te rog. Ere, eu acum, crede-mă că mișc de mouse, se mișcă extrem de greu. Cred? Oh, 30 pe 1. Uite-l acolo jos, îl văd, Kenzule. Poate se bagă și el într-un fiș. Să-i dau una să nu mai înțeleagă nimic. E sub mine, stai, lasă-mă pe mine. Kenzule, uite-o. Aia zic, mă. Poți te rog să vii la mine? Ok, mă duc riftul, pa. Vino la mine, vino la mine. Bă, doar vino și ajută-mă, te rog. Mor? Bravo, bravo, bravo. Hai să-l batem pe ăla, te rog. Pe care? Pune ce? Mănâncă varză, mănâncă varză el, mănâncă varză, vino încoa. 94 i-am dat. Bravo. O, era pe scara mea. Dai, intră peste el. Bravo, dai shake, 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 shake. La mine. What? Vere, ce bucate am dat lui băiatul ăsta, întins, nimic n-a înțeles. Vin cât de repede pot, stai, Kenzule. O, 162. O, aproape îl fac din editor și nici măcar nu vreau să fac asta. Bă, sunt prea bun. Fii atent, e unul în față acolo, bă. Și unul lângă mine. Ce ne luptăm noi cu băieții ăștia? Am luat OZN-ul. Hai, dai că dau un el, Vezi că player în spate. Mai stau eu de player. Lăsați-mă, băieți. Haide, nu s-a făcut, mai un pic. Hai. Fugi, gata. Mamă, nu vine să cred că mi-a distrus OZN-ul băiatul ăsta. Oh my god, bro. Nu, i-am dat kill la pește.